La sfârșitul fiecărui an, noi, lucrătorii Federației Moldovenești de Fotbal și eu cred că și dumneavoastră, cu mari emoții, așteptăm gala laureaților fotbalului moldovenesc. Pe parcursul acestui an, fotbalul, eu cred că a arătat încă o dată calitățile ei foarte puternice în sportul mondial. Spun aceasta pentru că el are farmecul să adune mii și mii de oameni în jurul balonului rotund. Și văzând astăzi sala aceasta arhiplină a Teatrului de Operă și Balet, noi ne convingem încă o dată și pe calea aceasta eu vreau să vă mulțumesc pentru susținere și tot ce faceți pentru dezvoltarea fotbalului moldovenesc. Desigur că noi vrem mai multe victorii și desigur că fotbaliștii se stăruie. Noi de acum echipa națională a obținut niște victorii remarcabile asupra unor selecționate care sunt în reticul FIFA cu mult mai sus decât noi. Dar eu sunt ferm convins că victoriile noastre sunt încă în continuare, pentru că suntem o țară tânără, o federație tânără. Nominalizarea cel mai bun portar. Laureat a fost declarat Radu Mâțu de la Milsami Orhei. Radu Mâțu. A fost un an foarte greu, mai ales după cum știți, după trauma care am avut-o la cap. Însă sunt bucuros că mi-a revenit și iată că cu ajutorul Dumnezeu am obținut acest premiu și sunt foarte fericit. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Este o motivație dublă. Trebuie acum să arăt că acest premiu nu mi-a fost dat pur și simplu sau din greșeală. Să demonstrez pe viitor că am meritat acest premiu și voi promite că voi face tot posibil ce ține de mine să demonstrez aceasta. Cel mai bun fundaș al anului 2016. Veaceslav Posmac, 160 de puncte de la Dacia Chișinău și selecționata Moldovei. Я рад за второй год подряд за то, что получил премию лучшего защитника. Номинанты, я думаю, что были серьезные. Второе, третье место. Помогли мне, конечно же, мой клуб, в котором я играю, который каждый год борется за самые высокие места, за чемпионство. Я благодарю этот клуб за то, что я там вырос и достиг хорошего уровня. Ты как лучший защитник забил самый красивый гол сезона, по мнению болельщиков. Наверняка есть желание повторить этот успех и в следующем году. Желание всегда есть. Я думаю, что повторю в 2016 году. Постараюсь это сделать. Еще не все потеряно, еще есть полгода впереди. Я постараюсь это сделать. Чел майбун мижлокаш. Георгий Андрони, 190 de puncte. De la Минсани Ортей și selecționata națională. Început de an a fost puțin mai slab, însă, după cum vedeți, mergem pe primul loc în sezonul acesta și mai avem mult de muncit, mai avem de meciuri de jucat. Și dacă o să continuăm la fel, eu, de ce nu, o să fie un sezon foarte reușit pentru noi. Cel mai bun atacant, laureat. Igor Bugaiov, 228 puncte de la Zarea Bărți și selecționată Moldovei. Din păcate, laureatul nu poate veni la gală, premiul va fi mânat lui Adrian Bogdan, președinte FC Zarea. Cel mai bun goalgetter în campionatul Moldovei, ediția 2016. Laureat, Daniel Subotic de la Sheriff Tiraspol cu 12 goluri. Cel mai bun antrenor, laureat Andrean Sosnovski, 301 puncte, antrenorul echipei Milsami Orhei. Felicitări și aplauze pentru laureatul nostru, cel mai bun antrenor. Огромное спасибо моему тренерскому штабу, конечно, в частности наших моих наставников, сенсеев, скажем там, Владимиру Владимировичу Беберу,
Сергею Всеволодовичу Дубровину, который за этот год, ну, на самом деле, очень много дали мне как именно как тренеру, как начинающему тренеру, как человеку, который хочет тренировать, ну и хочет донести свои идеи до игроков. Cel mai bun jucător, Alexandru Gațcan, 514 puncte, jucător la FC Rostov, Rusia și selecționată Moldovei. Pentru a treia oară în cariera mea am fost desemnat cel mai bun fotbalist moldovean al anului. Acest fapt arată o înaltă apreciere a eforturilor depuse de mine, atât la echipa FC Rostov, cât și la selecționată Moldovei. Anul 2016 a fost deosebit pentru mine, cu multe momente pozitive, iar o evoluție în grupele Ligii Campionilor, cu siguranță, sunt cele mai memorabile pentru mine. Cel mai bun arbitru, Alexandru Tean din Chișinău. Nominalizarea aport la dezvoltarea fotbalului. Este Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. Rămânem la aceeași nominalizare, aport la dezvoltarea fotbalului, cu următorul laureat, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova. Și încă un câștigător la această nominalizare, domnul Efim Josanu, edictor coordonator sport la companie Teleradio Moldova. Felicitări laureaților! Echipa Fair Play, Dacia Chișinău. Îl invităm scenă pe domnul Ruslan Kmit, vicepreședinte FC Dacia. Cea mai bună echipă de veterani a anului, Poliproiect Chișinău. Cea mai bună echipă a anului, campioana națională FC Sheriff Tiraspol, 293 de puncte. Eu puțin că te puțin pantalon eu, te umire nu mai pot să-l frunjăm să deu, atâta pământ în dansă. Cel mai bun jucător în futsal, Andrian Lașcu, de la echipa Clubului Sportiv United Galați, România și selecționata Moldovei. Cel mai bun jucător în fotbalul pe plajă, Andrei Negara, de la Clubul Sportiv Joker. Felicitări! Cea mai bună jucătoare în fotbal tenis, Alina Miron, de la Clubul Sportiv Petrești. Felicitări! Cel mai bun jucător în fotbal tenis, Alexandru Sârghi, de la Școala Sportivă numărul 12 din Vadul Vodă. Cea mai bună jucătoare în fotbalul feminin, Ana Zatușevskaya, componentă la echipa Noroc și la selecționata feminină a Moldovei. Urmează o nominalizare specială, premiul Nicolae Simatoc. Laureat al premiului Nicolae Simatoc, ediția a doua, este declarat domnul Igor Dobrovolski, antrenor principal al selecționatei Moldovei din 23 decembrie 2015. Eu cred că toți cei care s-au urcat pe scenă au meritat acest lucru, pentru că ei au depus un lucru, cum și-am spus azi, un efort destul de mare și au fost câștigători la diferite capitole a fotbalului moldovenesc. Desigur că noi avem încă foarte multe proiecte pe care trebuie să le terminăm. În primul rând, stadionul de fotbal de plajă, că cu Academia se lucrează în acest domeniu și totodată vreau să spun că noi trebuie să lucrăm și cu Ministerul Învățământului, că să introducem în școală lecția fotbalului, pentru că noi știm, toți am învățat la școală și două ori pe săptămână era educație fizică și noi nici nu ne puteam să închipuim că ultimele 15 sau 20 de minute de la educație fizică să nu jucăm fotbal. Și asta foarte important dacă noi vrem să dezvoltăm fotbalul, pentru că aici nu numai federația trebuie să o ocupe, asta întrebare
de stat și trebuie tot împreună să ne unim forțele, să dezvoltăm și atunci noi poate să dispară întrebările astea, de ce la noi nu apar noi vedete, noi fotbaliști.